De câteva zile, în Parcul Central și în Parcul Dumbrava din municipiul Călăraș, au apărut mini-biblioteci în aer liber sub forma unor căsuțe pentru iubitorii de cultură. Aceștia vor putea citi cărțile pe loc sau le vor putea împrumuta acasă, condiția fiind ca ele să fie aduse înapoi sau înlocuite cu alte cărți. Prima căsuță de acest gen a fost înființată în Cluj-Napoca, apoi inițiativa a fost adoptată de toate orașele mari din țară. Consiliul Județean Călăraș și-a propus prin amplasarea mini-bibliotecilor să încurajeze lectura în aer liber, în spațiile publice, dar și schimbul de cărți între oameni. Proiectul a fost implementat în colaborare cu partenerii RomPlay și Atelierul de pe insulă. Un nou proiect implementat în parcuri de către Consiliul Județean. Despre ce este vorba? Dați-ne mai multe amănunte. Da, este un proiect implementat de Consiliul Județean Călăraș la inițiativa Direcției Județene de Dezvoltare din cadrul instituției noastre. Este vorba despre un proiect cultural educativ. 7 căsuțe pline cu cărți sunt amplasate în parcurile din municipiul Călăraș, 4 în Parcul Central și 3 în Parcul Dumbrava. Aici doritorii de lectură, copii, părinți, vârstnici, bunici, pot veni și pot împrumuta cărțile direct de aici, din căsuța noastră. Avem cărți pentru toate genurile de literatură. Pot lua cartea, o pot citi acasă și o pot aduce înapoi. Dar pot aduce și o carte de acasă pentru a înlocui pe cea pe care deja am împrumutat-o de la căsuța noastră cu cărți. De unde a venit această idee? Ideea este venită de la profesorii universitari din Cluj. La Cluj-Napoca a apărut prima căsuță cu cărți în parcul de acolo. Apoi, rând pe rând, orașele mari din țară au preluat această idee. Am preluat-o și noi, pentru că am spus că toamna în Parcul Central și primăvara, dar și vara, poate fi mai frumoasă citind o carte în aer liber aici în Parcul Central sau în Parcul Dumbrava. Despre partenerii dumneavoastră de proiect, ce ne puteți spune? Partenerii au fost, ne-au îmbrățișat ideea cu drag, reprezentanții RomPlay, cei care au venit cu materialele lemnoase, cu placajul, și cei care au gândit întregul design sunt meșterii atelierului de pe insulă, cei care ne-au dat o mână de ajutor în realizarea acestui proiect și de a amplasa aceste căsuțe în parcurile noastre.